de gospodării din România așteaptă ca pe bunul Dumnezeu să le bage primarii apă, să le tragă instalații de canalizare sau să le asfalteze ulițele. Am văzut niște imagini absolut alucinante. Zici că ești la început de ev mediu în România anului 2018. E, vreau să vă dau o veste foarte proastă, oameni buni. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. În mare parte, investițiile din România vor fi consumate, adică banii de investiții, pentru salarii în primării. De ce? Pentru că așa le-a promis doamna Dăncilă și cu domnul prim vice-prim-ministru Stănescu de la Olt, da? Paul Stănescu, cred că îl cheamă, le-a promis primarilor că le va da ordonanță de guvern, ordonanță de urgență, pentru ca salariile domniilor lor să nu sufere. Salariile lorlalți, dă-le și anume, era să zic unde, dar ne amendează ce ne-au. Oameni buni, astăzi vom discuta despre ce se întâmplă mai ales în mediul rural. Dacă aveți neamuri la țară, dacă trăiți la țară, e moartea. Dar dacă aveți neamuri la țară, trebuie să vă intereseze. Pentru că discutăm despre o deturnare, cu ghilimele de rigoare, o deturnare de fonduri absolut alucinantă. Dacă anul trecut creșterea de peste 21% a salariilor doar la stat, că la privați s-au uitat, privații s-au uitat ca muta la barieră, cum cresc salariile doar la stat. O să-mi spună proștii, demenții, o să-mi spună că încaier privații cu cei de la stat, cu bugetarii. Nici pe departe. Pur și simplu, 3 milioane de privați, de aia care lucrează în economia reală, s-au uitat și se uită în continuare cum cresc salariile, una după alta, creșteri salariale, doar la stat. Bun, anul trecut au crescut din bani de autostrăzi, din bani de investiții. Asta în mare parte. Ca să înțelegeți despre ce e vorba, anul ăsta continuă. Invitat special, Sorin Dragne, președinte al sindicatelor din învățământ în București, în capitală, în sectorul 1. Bună ziua, domnul Dragne. Bună ziua, mulțumesc. Vă mulțumesc că ați venit. Nu v-am chemat, domnule Dragne, mai mult în calitate de lider sindical, cât mai mult în calitate de profesor, un foarte bun profesor în sectorul 1 și de cetățean. Un cetățean onest și a dovedit întotdeauna corectitudine. Haideți întâi să știm despre ce vorbim, să o ascultăm pe doamna premier și pe domnul vicepremier, cum le promite un lucru absolut incredibil în România începutului de 2018. Le promite primarilor nici mai mult, nici mai puțin decât ce auziți acum. Vom introduce posibilitatea utilizării excedentului bugetar și pentru finanțarea cheltuielilor de personal, plata arieratelor, a corecțiilor financiare sau a sentințelor judecătorești definitive. S-a creat o chestiune pe care e greu să vă explic aici pentru că e o întreagă formulă și vrem să dăm ordonanță de urgență într-adevăr din excedent, cei care au excedent, că nu toți au excedent, deci nu toate localitățile au excedent, să plătească cheltuieli salariare. Asta cu cei care au excedent e o prosteală marca Stănescu, credeți-mă. Excedent în primul rând vor avea primăriile PSD-iste. În mod, indubitabil. Excedent, adică bani de la investiții să meargă la salarii, vor avea în primul rând primarii PSD. De ce? Și cu asta voi începe dialogul cu invitatul meu și cu dumneavoastră. Deschidem și telefoanele, că emisiunea știți că va aparține mai mult vouă decât nouă. PSD-ul, oameni buni, se pregătește de alegeri. E gata, e linie dreaptă. Europarlamentare în 2019, adică acum la an. Europarlamentarele care vor calibra partidele, vor calibra țara, ne vor arăta unde stăm. Iar PSD-ul știe exact că de rezultatul de la europarlamentare depinde cine va ocupa Palatul Cotroceni în toamna anului 2019. Vreau să vă spun ceva. Votul vostru nu contează, al meu, al lui Dragne. Nu contează, știți de ce? Pentru că e unul. Sorin Dragne are un vot. Soția domniei sale are un vot, copiii, nu că sunt minori. Numai că primarii cu roaba electorală duc toate voturile voastre unde? La partide. La PSD, la PNL, la UDMR. Și basculează roaba. E normal ca pentru voi, cei care vă uitați la televizor, care nu sunteți primari, da? Să nu conteze. Pentru primari contează. De ce? Și mai spun o dată, ca să înțeleagă tot românul. Dar bănuiesc că românul e suficient de înțelept să fi înțeles asta deja. Roaba electorală cu voturi nu o duceți voi la partid. Nici la Dragnea, nici la Orban, nici la Kelemen Gunor. O duc primarii. Am greșit, domnul Dragne? Și lucrurile nu stau așa de ieri de astăzi. Mașinările de partid acolo sunt, la primării, de regulă în mediul rural, pentru o anumită forță politică de care știe toată lumea că și dacă s-ar închide urnele de vot la 5 dimineața, ei tot ar câștiga alegerile, pentru că oamenii aceia apucă să voteze la 5 fără un minut.
Este înspăimântător ce spune doamna ministru, pentru că nu-și bate joc doar de electorat, de cetățeni, și bate joc chiar de colegii din partid care au făcut parte din precedentul cabinet. Una dintre măsurile pe care le-a luat-o cabinetul Tudose, prin Ministerul Educației, condus la acea vreme de domnul Pop, a fost aceea de a muta plata hotărârilor judecătorești la Ministerul Educației, adică profesorii au la ora aceasta hotărâri judecătorești pentru plata dobânzilor. Nu s-au plătit cam nicăieri în țară. După prostia uriașă cu salariile. După prostia, banii care nu s-au dat din 2008, am dat în judecată inclusiv pentru dobânzi de penalizatoare, s-au câștigat în toate unitățile de învățământ, toți cei care au mers în instanță au câștigat, și pentru că primăriile n-au bani, le-au luat Ministerul Educației, adică Guvernul României. Și acum ei spun că le plătesc primăriile, care până acum n-aveau bani, și dau bani la primării din excedent ca să plătească hotărârile judecătorești. Să înțelegeți, din excedent înseamnă de la investiții, Sorine. Categoric, categoric. Adică, de care excedent vorbește doamna premier? Din localitățile acelea unde avem toalete în curte și de care vorbea inclusiv doamna Ecaterina Andronescu, ministrul al educației, nu într-un singur cabinet. Că primul lucru pe care l-ar face dacă ar reveni în fruntea Ministerului Educației s-ar ocupa de lucrul acesta. Primarii acum nu mai au nevoie să se ocupe de lucrul acesta, se ocupă de salarii. De salariile din primărie. De ce? Că vor avea excedent. Haideți să vă arăt. Știu, Angela, știu că ești la telefon. Oamenii au tăbărât pe telefoane în mod normal pentru că îi interesează în primul rând soarta copiilor lor în învățământ. Mai ales în mediul rural. Dar vreau să vă arăt, sau de fapt să ascultăm împreună, pe cea care este vicepreședinte al Asociației Comunelor din România, femeie care, în înțelepciunea ei, PSD-istă, bineînțeles, cere nu numai bani de la investiții pentru salariile din primării, cere și pensii speciale precum cele ale deputaților și senatorilor. Luați-o pe asta. 1204 lei nu este o răsplată după muncă de 7 mandate de primar, iar cealaltă are mai mult, are 1419 lei. Acestea sunt pensiile pe care doi colegi de-ai noștri primari, ajungi la această vârstă, nu se pot descurca în viață. Noi nu cerem ceva dincolo deasupra a ceea ce există la momentul ăsta. Dacă un parlamentar beneficiază, și el e tot ales, de aceste drepturi, noi de ce să nu beneficiem? Băi, fraților, încă o dată vă spun. Angela, părerea ta, după ce ai auzit cei doi primari ai PSD-ului cerând pensii speciale la nivelul deputaților și senatorilor, cum ți se pare? Domnul Barbu, nici nu am cuvinte să mai spun. Îs cu lacrimile în ochi. Îs prea puțin să vă spun, escroci. Cu ce tupeu au ei să mai mint lumea asta, în halul ăsta, așa să mai iasă la televizor în fața. Și nu dă nicio lămurire, domnul Barbu. Dacă mă lăsați două secunde să vă spun povestea mea, imediat. Nu, iartă-mă, Angela, nu. Nu, da. Povești personale, nu. Mersi mult de tot. Ei fac ei salarii, domnul Barbu. Mersi mult de tot, nu. Are una dintre regulile emisiunii, o reamintesc de câte ori e cazul. Nu discutăm decât pe subiectele propuse de noi. De ce? Pentru că fiecare român care intră în direct cu noi are povestea lui, are drama lui, e parte într-un proces, e bolnav de cancer, e bolnav de diabet, nu găsește medicamente, nu are bani de întreținere, nu are cu ce să-și trimite copilul la școală, nu poate să-l ducă la școală pentru că e noroi pe stradă, strada e desfundată. Nu am ajunge nicăieri. Azi discutăm despre o ordonanță de guvern pe care Dăncilă și Custănescu, premierul și vicepremierul României, le-a promis-o primarilor pentru ca electoral să fie pregătiți la anul să servească interesele de partid. Și repet, suntem oameni sănătoși la cap, nu mă duce gândul doar la primarii pesediști, și la liberali, și la udemeriști, la toată lumea. Este o tantiemă, hai ca să nu spun șpagă electorală, este o tantiemă dată primarilor pentru că ei sunt cu roaba care va căra voturile la sediul de partid. O secundă. Cum vi se pare, domnul Sorin Dragne, ce ați auzit din gura celor doi primari PSD? Deci, cer pensie specială la nivelul deputatului sau senatorului și spun că după o viață de primar, o mie și ceva de lei pensie este penibilă. Cum să trăiești cu așa ceva? Păi, aia e și pensia. 1100-1200 de lei este pensia unui profesor după 40 de ani de activitate. 40 de activitate în care a avut grijă de generații după generații după generații. Eu nu știu cât a performat primarul respectiv, dar nu cred că
pentru o pensie specială. Este adevărat că salariile, acum nu trebuie să fim ipocriți să spunem că salariile sau că primarii trebuie să facă muncă benevolă și să trăiască cu brânza și ceapa din grădină. O secundă, uitați-vă în dreapta lui Sorin, uitați-vă acum pe ecran în dreapta mea, imagini cu un bolnav în România 2018 care se transporta la spital. Singurul mijloc de transport este căruța, pentru că drumul comunal pe care ar trebui să ajungă la șusea, la asfalt, este impracticabil chiar și pentru mașini 4x4. Imaginea astea nu sunt trucate. Iar primarul ăsta, din comuna asta, nu contează comuna, eu știu exact de unde e filmarea. Primarul ăsta vrea pensie specială, vrea salariu mărit și mai mult, când nu sunt bani de salariu, pentru că și-au făcut și salarii majoritatea dintre ei nesimțite și o să vedeți topul primelor 10 salarii, topul salariilor de primarilor din România, de la locul 1 la locul 10, ca să vedeți, să băloșiți și să vă gândiți. Noi ăștia, prostimea 18 milioane de oameni, cam cum stau lucrurile. Uitați, deja circulă pe ecran. Top 10, da? E ca la, cum o cheamă, ca la Miss World, primele 10 finaliste. Iată-le. Oameni buni, discutăm despre o ordonanță de urgență pe care doamna Dăncilă și cu domnul Stănescu au promis-o, doar pentru ca electoral primarii să fie pregătiți cu roaba de voturi la anul. Da, domnul Dragnea? Da, e o listă care o avantajează pe doamna Firea la nivelul bunului simț. Adică sunt localități care nu depășesc nici ca număr de locuitori, nici ca suprafață un sector al Bucureștiului. Care sector? Nici un cartier din București. Despre ce vorbim? Nu, salariile, apropo ce spune Sorin, salariile în București, al doamnei Firea, care e vreo 14.000 de lei, brut, și la sectoare vreo 13.000 de lei, brut, sunt mai mici decât ce vedeți pe ecran. Uitați-vă că un primar de sector, ia mai dăm o dată tabelul să vedeți că are un primar de sector, un sector pentru cei care nu cunosc Bucureștiul, sunt milioane de români care nu cunosc bine Bucureștiul. Cel mai mic sector din București e mai mare decât cel mai mare oraș din România, ca număr de oameni și ca probleme, ca să înțelegeți. Repet, cel mai mic sector din București e mai mare ca probleme și ca număr de suflete, de trăitori, decât cel mai mare oraș din țară, exceptând Bucureștiul. Uitați-vă salarii. Nu vorbesc de Boc din Cluj, nu vorbesc de Bistrița, unde salariul ăluia din Bistrița, domnul Crețu, are cât primarul sectorului 1 din București sau primarul sectorului 6 sau 4, care vreți. Dar uitați-vă topul salariilor, top 10 salarii din România. Vedeți, acestea sunt roadele pe care le culegem după pensiile speciale ale parlamentarilor. Mi-aduc aminte în mandatul trecut, colega noastră de breaslă, doamna Cristiana Anghel, cum se lupta pentru o pensie specială pentru un mandat. Pe motiv că în timpul mandatului, dumneaei și colegii dumneaei de parlament nu aveau contribuții la fondul de pensie și în felul acesta ar fi avut diminuată pensie. Asta era motivația care stătea în picioare, în opinia dumnealor, pentru o pensie specială. Mai ascultați odată solicitarea absolut alucinantă făcută de doi primari, o doamnă și un domn, la întâlnirea cu Dăncilă și cu Stănescu, după care, pentru a-i arăta domnului Sorin Dragnea că îl respect și că ce spune în emisiune trebuie și ilustrat cu imagini, că de-aia nu suntem la radio, ci la televizor, o să vă arăt harta WC-urilor în curte, în școlile și gospodăriile din România, ca să vă cruciți. 1204 lei nu este o răsplată după muncă de 7 mandate de primar. Iar cealaltă are mai mult, are 1419 lei. Acestea sunt pensiile pe care doi colegi de-ai noștri primari ajung la această vârstă, nu se pot descurca în viață. Noi nu cerem ceva dincolo deasupra a ceea ce există la momentul ăsta. Dacă un parlamentar beneficiază, și el e tot ales, de aceste drepturi, noi de ce să nu beneficiem? V-am promis și ne ținem de cuvânt în dreapta imaginii harta României făcută pe culori după unde se află Buda, unde se află, era să zică căstoarea, unde se află WC-ul, da, ca să înțelegeți. Zonele verzi sunt zonele bune, zonele roșii sunt vai mama lor. Să se uite și Liviu Dragnea. Băi, Liviule, uite-te mă, frate, județul tău, marele județ, e pe roșu grav. Adică, vai de mama lor, unde își fac nevoile și copiii la școală, în Teleorman, dar și oamenii, da? Fundul curții e destinația. Dacă au burticăraie, nici nu știu dacă ajung în fundul curții. Repet, harta pe verde e cu locuințe care au instalație de canalizare, adică normal, cam ca într-o țară civilizată, e pe verde. Harta mai pe galben, verde sau verde mai gălbui,
E o hartă unde e jumate-jumate, cu sau fără canalizare. E harta pe roșu, tot ce vedeți că bate spre roșu, e harta unde România e cu un secol în urmă. E în 1800, e în anul Unirii. Marea Unire de la 1918, cam așa arătau. Cum arată zona pe roșu? Cum vi se pare, domnul Dragnea, că spuneați de WC-uri în curte, în școli? Pentru că acestea, și ați pomenit un pic mai devreme și de domnul Dragnea, trebuie să pomenim și de domnul, de doamna Udrea, pentru că dumnealor au condus Ministerul Dezvoltării Regionale, adică acolo unde erau banii pentru investiții în toată România, iar România, conform declarațiilor miniștrilor din acești ultimi 10-12 ani, a fost tot timpul un șantier. Dar pentru șantiere de natura aceasta nu s-au găsit niciodată bani. Nu se vor găsi nici de acum încolo, pentru că banii aceștia vor fi dați deoparte, vor fi considerați excedent și îi vom duce către cheltuiala de resursă umană. Poate chiar și către pensii nu, speciale. Nu, spune-te-le salarii și pensii de resursă umană. Salarii și pensii, domnul Dragne. Alea sunt. În Vaslui, bună seara, bună ziua, Nicolae, ești în direct. Salut, salut, domnule Tudor. La tine Vaslui e pe roșu grav. Adică la tine... Știu, știu. Da, știi, ai văzut carta, da? Domnul Tudor, eu sunt în stare să-mi dau și numele. Munteanu C. Nicolae de la Băcești sunt. Așa. Sunt un om la locul meu. Așa cum suferă toate comunele din Vaslui, așa suferă și comuna noastră. Cu problemele aici, au băgat conductele de... pentru apă și stau înghețate de 20 de ani. De exemplu, la satul Păltiniș, unde se băgați, le băgați la revedere. Și nu circulă apă pe ele? Da, de unde apă, că nu circulă nică, le băgați ca să fie băgați în pământ la revedere. Bine, auzi, vreau să te întreb așa, în comuna asta în care zici că au băgat acum 20 de ani conductele în pământ, dar nu aveți încă apă, primarul a fost, nu era să zic strâns de gât, a fost tras la răspundere de cineva din comună? Niciodată. Păi atunci ăia din comună își merge. E primar de la Revoluție când pregre toată viața mea că l-am ajutat. Nicolae, drag, atunci comuna aia își merită soarta, mă, băiete, nici nu merită să aibă apă. Păi își merită, că nu putea să mergem mai departe, că gașca e mare, cum se zice. Dacă e gașca mare, atunci să rămână comuna fără apă, mă, că nu-i deranjează nimeni. Păi dacă oamenii sunt necalificați, votează și nu trebuie. Am înțeles. Spune-mi, te rog, frumos, spune-mi, te rog mult de tot, cum ți se pare faptul că se cer pensii speciale de către primarii, mai ales de către cei PSD, se cer pensii speciale după modelul deputaților și senatorilor. Domnul Tudor, ați observat dumneavoastră că dacă e ciolanul la ei, nu știi cum să fac bani, tot cum arteți dator. Adică eu trăiesc cu 700 de lei pe caz de boală cu baba și baba are 540, 11 milioane sunt mulțumit și am și copil la școală și el vine pensii speciale, dar special, dar ce ai făcut? Mersi mult! Vom introduce posibilitatea utilizării excedentului bugetar și pentru finanțarea cheltuielilor de personal, plata arieratelor, a corecțiilor financiare sau a sentințelor judecătorești definitive. S-a creat o chestiune pe care e greu să vă explic aici pentru că e o întreagă formulă și vrem să dăm o ordonanță de urgență într-adevăr din excedent, cei care au excedent, că nu toți au excedent, deci nu toate localitățile au excedent, să plătească cheltuieli salariare. Mergem la Galați. Sărut mâna, doamnă, sunteți în direct. Bună ziua. Galațiul, să spunem, Galațiul e pe verde praz, e pe verde mai pal, așa? Adică undeva la 60% are Galațiul casele, gospodăriile cu instalație de canalizare. Te ascult. Am văzut. Sunt multe. Să știți că și multe comuni din județ sunt chiar făcute foarte bine, cu asfaltări, cu apă, cu tot ce trebuie. Și sunt chiar primat PSD-iști. Corect. Dar multe sunt și altfel. Dar vreau să spun ceva. Stați un pic să fiu corect până la capăt. Da. Omul, și mă refer la primar, sfințește locul, e valabil în România. Sunt primari, eu cunosc primari PSD, da, într-un județ din Oltenia, nu-i spun numele, care sunt trup și suflet cu comuna, cu oamenii. Cunosc primari liberali în același județ. Mă refer la județul Gorj, pe care îl cunosc comună cu comună. Primari și liberali și PSD-iști care iubesc atât de mult comuna și oamenii, încât comuna e ca o floare. Dar în Gorj, din 70 de unități administrativ-teritoriale cât are județul, dau exemplu pe care eu îl știu cel mai bine, vreo 10, maxim 15, sunt de nivel normal, unde lumea trăiește ok, unde trăiesc în rest 50, 55, 60, sunt vai, steaua lor.
Iar ăia, ca și mulți alții, suferă, uite, Gorj e pe galben aici, ca să ne înțelegem. Adică e la 50-50. Ca să ne înțelegem pe hartă, Gorj așa arată. De fapt, toată Oltenia. Minus Teleormanul, care nu e în Oltenia și e varză cu carne, ca și Oltul domnului Stănescu. Eu stau și mă întreb, Stănescu are bun simț? Îmi cer scuze, domnule vicepremier. Oltul, județul de unde provine vicepremierul ăsta care promite pensii și salarii speciale pentru primari, Oltul e pe roșu, domnul Stănescu. Adică e varză cu carne. Da, doamnă, spuneți. Ce să vă spun? Nu, sunt și în Galați comunii care sunt, adică gestionate foarte bine și unele care nu sunt bine. Dar prima problemă, cred că care este cea mai gravă, este susținerea celor care nu muncesc. Dar spuneți-mi cum, vi se pare solicitarea primarilor PSD făcută către Dăncilă și Stănescu? Asta pot să spun că este chiar nesimțire, să știți. I-ați auzit? Sunt adică oameni? Lucrăm cu marfa lor, nu a noastră. Păi, bineînțeles. Ei își plătesc, ei au tot la mână și ei își pun cât pot. Cât pot duce. Am înțeles. Mersi mult de tot. Domnul Dragnea, ați vrut să interveniți? Vă văd oripilat ce am făcut, că am făcut ceva greșit, opriți-mă. Nu, dumneavoastră nu. Dar ceea ce se întâmplă și îl văd pe domnul acesta de la Olt, care încearcă să ne explice de ceea ce înseamnă excedent. Oameni buni, pe înțelesul tuturor și celor care au două doctorate și celor care nu și-au terminat încă școala primară, excedent înseamnă că primăria are bani, că cetățenii o duc bine și că nu mai e nimic de făcut în localitatea respectivă. Și atunci, cu banii aceia, putem să facem noi să cumpărăm și tichie cu mărgăritar. Asta înseamnă excedent. Dar atâta timp... No, eu cred, Sorine, că atunci când a spus Stănescu că doar pentru cei care au excedent, eu cred, aproape convins sunt, că se va găsi excedent doar în primăriile care trebuie. Absolut. Adică nu o să ia primarii liberali sau udemeriști, că ei alții de la USR n-au niciun primar în România, nu știu dacă au un primar, nu cred. Ungurii și liberalii nu vor lua aproape nimic, pentru că electoral nici Stănescu, nici doamna premier și nici Dragnea, că el e de fapt șeful lor, el e premierul de facto al României, n-au interes electoral ca în unitățile, ca în comunele și orașele unde liberalii sunt la putere, și acum nu-i plâng pe liberal, doamne iartă-mă. Că și ei când au fost la putere, în mare parte au făcut la fel și au tras caimacul pe cafeaua lor. Atenție, dar, da, mulți dintre primarii aceștia fiind și liberali, și pedeliști, s-au plimbat și pedeliști, s-au plimbat după, adică bani și după interese, da. Foarte puțin primari care fac 7 mandate și ajung la o pensie de 1200 de lei să nu fi schimbat partidul în ăștia 20 și mulți de ani. Dar dacă vă aduceți aminte, și acestea sunt metehnele tuturor partidelor, așa cum foarte bine ai spus. Pe vremea guvernării Boc au dat o ordonanță de urgență faimoasă că greșiseră localitatea pentru alocat. Era ceva de sus în loc de jos. Și acolo era PSD. Un primar PSD. Da, și au dat o ordonanță de urgență. Nu sunt banii la localitatea de sus, sunt la aia de jos. Vreau să te întreb ceva, Sorine. Înainte să mergem la următorul telefon. Tu ai neamuri la țară? Ai mai fost pe la țară? Da, da. Există, după părerea ta, vreo comună? Vă întreb și cei de acasă, care locuiți, mulți, foarte mulți dintre telespectatorii emisiunii mele, locuiți la țară. Că de acolo venim toți, de la țară, venim cu toții. Obârșia, sângele, ne vine de la țară. Măi, vă întreb, există vreo comună în România unde dacă te plimbi, veni de la București fiind, să nu identifici casa primarului? Adică te plimbi în comună. O, domnule. Există? Nu. A? Categoric nu. Adică dacă te duci într-o comună. Dacă nu găsești casa primarului, găsești palatul primarului. Sau poți să mai greșești să fie... Range. Nu, mai poți greși. Să fie casa șefului de post sau casa popii. Da, da, casa șefului de post nu-i pe numele... Bravo, bun răspuns. Haideți să mai ascultăm o dată propunerea, spun eu, indecentă, să mă scuze liderii PSD, pe care a făcut-o conducerea guvernului. Vom introduce posibilitatea utilizării excedentului bugetar și pentru finanțarea cheltuielilor de personal, plata arieratelor, a corecțiilor financiare sau a sentințelor judecătorești definitive. S-a creat o chestiune pe care e greu să vă explic aici, pentru că e o întreagă formulă, și vrem să dăm o ordonanță de urgență, într-adevăr, din excedent, cei care au excedent, că nu toți au excedent, deci nu toate localitățile au excedent, să plătească cheltuieli salariare. Da, salut, Nelu, la Arad, ești în direct. Alo, da. Domnul Barbu. Da. Bună seara și... Bună seara. Mulți, mulți ani să ne trăiți. La toată lumea. Ia zi, Nelule, cum e ce auzi? Cum e ce vezi? Să ne lăsați să vorbim la televizor, domnul Barbu. Să le spunem. Nu punem numai primarul.
de la PSD, de la PNL, de la URSL, toți primarii sunt aceeași oală, toți au, domnul Barbu, toți au salarii mari și au ăsta mare. Dar nu să gândiți la noi, care am fost înainte și am lucrat până acum, la 70 de ani, să ai o pensie de 100 de 115 lei, 120 de lei, 1210 lei. Deci stai puțin să înțeleg, Nelule. Lasă-mă poza cu paraziții ca să spun două vorbe de ea, că e poza zilei. Știți că am instaurat de foarte multe zile rubrica poza, fotografia, internetul, online-ul zilei. Asta este ce a făcut furori. Asta ce vedeți acum, paraziții, este un omagiu adus trupei paraziții, pe care paraziții salut. Și oamenii, o secundă, Neluțule, lasă-mă să termin fraza, să înțeleagă lumea. Este un omagiu adus și conducerii statului român, al doilea, al treilea și al patrulea, al cincilea om din stat, dar și trupei paraziții pe care cei trei o întruchipează, metaforic vorbim, ca să nu creadă cineau că facem... Nu, e o trupă de muzică. Zi, Neluțu. Da, domnul Barbu. Dar spune-mi, deci tu ești de acord cu faptul că primarii trebuie să primească o pensie specială? Nu-s de acord, să nu primească, că au destul. Și profesorii au destul, și primarii au destul, și poliția au destul, domnul Dragne, profesorii au destul, zice omul. Bă, da, normal. În comparație cu ce? Nu știu. Cu noi, cu mine, de exemplu, care eu am 1150 de lei după 43 de ani lucrat. Păi, cam atâta este pensia și unui cadru didactic. Tot după 40 și ceva de ani lucrați. 1100, 1200, în funcție de anul în care ai ieșit la pensie. Păi, da, asta e, domnul. Și ei tot le mai trebuie la tot. Și la profesor le mai trebuie. Ce le mai trebuie? Păi, nu le mai trebuie nimic, probabil, cum spuneți dumneavoastră. Le trebuie sănătate și să-și vadă de altă treabă. Așa, sănătate să cerem de la Dumnezeu. Și să-i lăsăm, și altceva nu ne mai trebuie. Și să-i lăsăm pe ei să ducă țara în halul nu în care au adus-o. Pentru că ei la repă. Vedeți dumneavoastră, din cauza faptului că nu mai avem învățământ de calitate, ajung astfel de oameni să spună ceea ce spun din niște funcții înalte ale statului. Da, din cauza cui nu avem în învățământ? Păi din cauza noastră, în primul rând din cauza mea, din cauza dumneavoastră, din cauza noastră a tuturor. Da, din cauza noastră a tuturor, că le dăm drepturi prea mari la copii, să vină un copil să bată un profesor, ăla-i corect? Nu, categoric nu, dar nu putem să-i scoatem după 25 de ani vinovați pentru situația în care a ajuns România pe copii, noile generații. Noi suntem vinovați întotdeauna adulții. Noi, părinții, suntem vinovați. Da, mă bucur, Neluțu, că ai ajuns la cât de cât un dialog pacifist și de... La toată lumea, aveți... Mersi mult, Neluțu, de la Arad. Pentru o mai bună înțelegere, cei de acasă, am luat ca studiu de caz primăria capitalei Transilvaniei, Clujul. Primăria din Cluj-Napoca. Și n-am luat toate salariile pentru că deja v-ați fi enervat foarte rău. Am luat câteva salarii. Alu Boc, îl știți, că îl dă dură mai devreme pe post. O să-l mai dăm că o să ruleze top 10 salarii la primarii în România. Uitați-vă, care aveți copii și vii pregătiți pentru facultăți să facă medici, să se facă avocați, să lucreze în mediul privat, să se facă IT-iști. Băi, e eronat complet. Adică vă bate joc de copii. Pregătiți-vă să se facă magazioner la primărie. Sau casier la primărie. Sau polițist local la primărie. Nu contează ce facultate are. Păi de ce? Uitați-vă pe ecran. Secretarul primăriei din Cluj are 11.586 de lei salariu. Da? Un director, are mai mulți directori primăria, un director de direcție în primăria Cluj, 11.238 de lei. Da? Inspector sau polițist local, în funcție de diversi parametri, vechime, studii, alea, 4.800, cu studii superioare, 4.800 și 6.000. O secundă, să întrebăm un profesor lider de sindicat în învățământ. Cine are, domnul Dragne, în sectorul 1, unde sunteți lider de sindicat, dintre profesorii de liceu pe care îi reprezentați în emisiunea asta, cine are între 4.800 și 6.000 pe lună? O să vă spun cine are 6.000 de lei net la ora asta. 3 profesori în total. 3 profesori în total ajung la, depășesc cu puțin 6.000 de lei net pe lună. Păi domnule, în Cluj are poliția locală. Păi, poliția... La primărie. Poliția locală de la primărie, că poliția de la centru... Nu, poliția națională nu are nicio legătură cu salariile astea. Majoritatea au salarii mai mici. Mai departe, arhivar la primăria domnului Emil Boc la Cluj. Am luat Clujul ca, atenție, probabil că și la Craiova, probabil că și la Iași, probabil că și la Constanța,
E la fel, nu vă imagine, a luat Clujul ca așa ni s-a năzărit. Arhivar, între 2400 și 3900, funcție de diversi parametri de biografie profesională. Da? Vechime, experiență alea. Bă, 3 milioane, 39 de milioane arhivari la primărie? Păi la ce dracu, Doamne iartă-mă, să mai facă copiii din Cluj studii superioare când se pot duce direct arhivar la Boc? Să-i bată lui ăla micul la ușă să zică, brei, vreau și eu arhivar prin concurs. Casier sau magazioner? Vreți să aveți viitorul asigurat? Vreți copilul vostru să o ducă bine, să aibă casă, masă, nevastă și copii fericiți și sănătoși? Da. Îndrumați-l tată să se facă casier sau magazioner la primărie. De ce? Păi câștigă între 2900 și 3600 de lei pe lună, ia ca așa de-n prima. Cum e, domnul? Mă uitam la arhivar. Știți că o secretară într-o unitate de învățământ fără de care nu poate exista unitatea de învățământ? Corect. Secretar de liceu sau de școală? Da. Cât are salariul? Ajunge după vreo 25-30 de ani vechime, așa, undeva la vreo 2300-2400 de lei cu studii superioare. Păi și-a ratat cariera dacă s-a făcut secretar de liceu. Trebuie să facă magazioner la primărie. Are în fișa postului toate documentele care țin de elevi, toate documentele care țin de profesor, calculul salariilor și, atenție, inclusiv arhiva. Pe care adică să e și arhivar. Absolut. Da? Foarte adică tare. Din ceea ce din fișa postului are inclusiv. Mergem la Mureș să treci, Nicolae, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu. Te ascult cu drag, ia zi. Domnul Barbu, numai un cuvânt am și eu să vă spun. La primarii ăștia, dacă noi le-am dat numai 1000 de lei la un primar, pe lună, salariu, da, fără nimic, mă auziți? Da, te aude toată țara. Dacă le-am dat numai 1000 de lei pe lună, dumneavoastră ați crede că nu se înghesuie acolo toți? Sau da, eu te întreb pe tine altceva. Tu crezi că există mai mult de 5% primari care trăiesc din salariul de primar? Domnule, eu nu zic. Eu știu sate și de astea care au salariul ăsta de primar. Așa. Dar ferească Dumnezeu. Nu. De restul. Cum ți se pare ție propunerea primarilor, pe care o să-i ascultăm înainte de publicitate, referitoare la pensii speciale și salarii mărite? Nici o pensie, domnule, deloc nu i-aș da la un primar sau la un parlamentar. Nici un pic de pensie, nimic. La un profesor îi dau. Că la învață copiii și învață tot felul. Foarte tare, mersi mult. Doinița, te rog frumos, stai alături de noi pe publicitate, pentru că venim cu tine la Iași să discutăm, da, bine? Da, da. Mersi da. Mult de tot. 1204 lei nu este o răsplată după muncă de 7 mandate de primar. Iar cealaltă are mai mult, are 1419 lei. Acestea sunt pensiile pe care doi colegi de-ai noștri primari, ajungi la această vârstă, nu se pot descurca în viață. Noi nu cerem ceva dincolo deasupra a ceea ce există la momentul ăsta. Dacă un parlamentar beneficiază, și el e tot ales, de aceste drepturi, noi de ce să nu beneficiem?